Salut tuturor și bine m-am regăsit la un nou experiment pe FIFA 21. V-a plăcut foarte mult experimentul cu Dennis Mann. Vom mai face cu jucători actuali, dar m-am gândit că ar fi o idee foarte interesantă să simulăm cariera lui Adrian Mutu, care în 2004 s-a transferat la Chelsea pe suma de 19 milioane de euro. În 2004 erau bani, băieți, atâta vă zic. Dar din cauza drogurilor și din cauza dependenței, cariera lui a luat-o în jos, ajungând să joace din nou prin România și nu a mai fost la fel de când a făcut ce a făcut. O să vedem cum ar arăta cardul lui în FIFA. Am luat cardul lui din FIFA 2004, cred, sau din 2005, ceva de genul, și am luat potențialul lui. Are un potențial de peste 90, atâta pot să vă zic. Are 86 OVR pentru că atâta era OVR-ul lui în FIFA 2004. N-am găsit toate statisticile, dar am făcut un card cât de cât asemănător. 4 stele, 4 stele, este dreptaci. În rest, foarte multe informații care erau destul de exacte pe vremea aceea. Vedeți acolo 5-11 înălțimea, vedeți și statisticile. Am încercat să fie cât de cât echilibrat. Mă rog, astea erau statisticile lui. Am copiat tot ce era de copiat, ce avea și el pe atunci. Erau foarte ciudate în 2004, erau foarte ciudate statisticile. Le-am luat efectiv cum erau pe site-ul de atunci, pe FIFA-ul de atunci. Dacă vă place ideea, lăsați acolo un mare like, scrieți-mi în comentarii cu ce jucător să mai facem simulare de carieră, pentru că cred că este unică această serie în România. Îl vedem aici pe domnul Adrian Mutu, la 23 de ani, atât avea când s-a transferat la Chelsea. A avut un sezon genial când a început, dar după aia s-a ales praful, băieți. Hai să-i dăm la development plan, pentru că asta este foarte important. O să vreau să antrenez pace-ul, să-i dăm acolo mobile striker și tot așa vom schimba echipa după un sezon. Vedem cum ne descurcăm cu Chelsea. Am pus aici o formație cu care cred că va merge să câștigăm multe meciuri și avem și rezerve pe poziția de striker. Hai să simulăm până la finalul sezonului, să vedem ce face Chelsea cu Adrian Mutu și Werner în atac. Adică, băi, e un atac interesant. Suntem și în Champions League, deci avem șanse, zic eu, să facem ceva și în Europa. Măcar în Europa League ar fi foarte tare să facem ceva, dar nu cred că o să intrăm totuși în Europa League. Haideți să simulăm până la finalul sezonului și vedem cum se descurcă Chelsea cu Adrian Mutu din 2004 la 23 de ani. Ei bine, am ajuns la finalul sezonului pe 1 iunie 2021 și vreau să vă mai zic un mic disclaimer. Nu eu am inventat aceste experimente. Ideea este luată din afară, de la Before Lancer. Poate ați mai văzut episoade de la el. Mi se pare genială ideea, doar că nu facem aceeași jucă. Pur și simplu e ideea de a simula carierele. Pur și simplu nu am inventat eu acest lucru și suntem pe locul 1 cu Chelsea. Suntem pe locul 1, asta este foarte, foarte interesant. A ieșit pe 2 Liverpool, a ieșit pe 3 Spurs, ok, City pe 4 și pe 5 United. Wow! Ok, hai să vedem ce am făcut în rest. Deci avem până acum un trofeu. Hai să vedem în FA Cup. Văd că nu suntem în finală. În Carabao nu suntem în finală. În Champions League, ce am făcut în Champions League? Văd că a câștigat City Champions League. Ok, am ieșit primii din grupă nevinși. După aceea am eliminat Dortmund și ne-a eliminat City. City care a ieșit pe 4 sau pe 5, frate, în campionat. După aceea City a eliminat Bayernul și a câștigat City cu Inter în finală. Ok, foarte interesant. Hai să vedem golgheteri. Werner 20 de goluri. Ok. Și Kane este golgheter. Hai să vedem ce OVR are Adrian Mutu. 91. Wow. 91 OVR, a crescut plus 3 la 24 de ani, frate, la 24 de ani să încă crești. Băi, e ceva, că pace-ul i-a crescut super, super mult. Deci nu înțeleg cum a marcat Werner mai multe goluri decât el, dar hai să ne uităm la statistici, pentru că asta ne interesează. Vom vedea aparițiile. Adrian Mutu are 50 de apariții, 19 goluri, ok, asta nu este rău, 7.3 media, 8 asisturi,
Bă, a fost un sezon reușit, cât de cât reușit, adică se puteau mai multe goluri, dar a crescut plus 5 OVR, frate. Plus 5 OVR. Ok, ne trebuie o echipă mai mare cu care să și câștigăm Champions League-ul, dar să știți că nu a fost rău pentru primul sezon, adică Chelsea chiar s-a descurcat foarte bine, e peste așteptările mele. Prima ofertă pentru Adrian Mutu de la Barcelona. What? Ce se întâmplă, băieți? De la Barcelona pentru 300 de milioane. Nu putem să zicem nu. Chiar dacă Barcelona trece printr-o perioadă proastă, cred că Adrian Mutu va face diferența și cred că Barcelona a mai făcut ceva transferuri. O să acceptăm, vedem dacă se înțeleg la contract. 300 de milioane pe Adrian Mutu, un român, 300 de milioane. Ok, o să fie interesant. Hai să vedem dacă acceptă, pentru că sunt șocat, băieți. Sunt foarte, foarte șocat și sunt curios dacă Adrian Mutu o să ajute și naționala României. Chiar o să mă uit dacă va aduce un impact mare. S-a vândut, băieți. S-a vândut. O să vedem dacă va avea un impact mare și asupra naționalei României. Ne transferăm la Barcelona și hai să vedem ce echipă are și Barcelona. Și se pare că mergem în Spania la Barcelona. Adrian Mutu va face echipă cu Messi, cu Ter Stegen acolo, cu Piqué, Griezmann, Dembele. Hai să vedem ce transferuri au mai făcut băieții pe aici, pe acolo. Se pare că este și Messi în continuare aici și în afară de Ginter nu văd niciun transfer. Zeu Bright White aici pe bancă, cred că a cam obosit. Sanchez văd aici. Todibo a revenit și el, da, văd că nu sunt mari transferuri, asta o să fie problemă, îmi pare rău. A, și Aspas, de ce? Nu înțeleg, de ce au adus încă un atacant, dacă ei deja au o grămadă de atacanți? Va trebui să găsim o formație cu care să ne descurcăm și unde să joace toți ăștia buni. Au, băieți, am reușit să facem cât de cât o echipă acceptabilă și zic că e o echipă destul de decentă. Nu cred că mai putem face niciun transfer. Bă, chiar dacă mai au o grămadă de bani, frate, de unde au atâția bani, mă, ăștia de la Barcelona, ești nebun? Și cred că am făcut un bug super imens. Voiam să mă duc la România, dar aparent am două echipe de antrenat. E posibil așa ceva? Am două echipe pe care le antrenez în carieră, Atalanta și... Mamă, frate. Om simulat, desigur, ca de obicei, până la finalul sezonului. Să... vedem dacă Barcelona se descurcă în campionat și în Champions League. Mai ales în Champions League. Deci nu pot să închei episodul ăsta fără să iau un trofeu de Champions League. Atunci putem să încheiem episodul. Până atunci Adrian Mutu nu o să plece. Și se pare că am ajuns la finalul sezonului. Ce am făcut la Barcelona? 59 rating. Asta nu-mi place. Dar am câștigat la Liga, detașat de Atletico, la 12 puncte, Realul pe 3, la 78 de puncte, frate. Ce s-a întâmplat aici? Nu știu, ia să vedem. Adrian Mutu, goal getter, cu Messi. Da, mă, așa vreau să văd, Adrian Mutu cu Messi, goal getter acolo. Vom vedea ce s-a întâmplat și în Champions League. Hai să vedem totuși ce s-a întâmplat. Hai să luăm cu Supercupa. Am câștigat Supercupa, nici n-am fost în Supercupa aparent. Cupa de Spania, nici aici n-am câștigat. Ce s-a întâmplat în Cupa de Spania? Cine ne-a eliminat, frate? Ne-a eliminat Osasuna. What? Și în Champions League, hai să vedem ce am făcut în Champions League. Am ieșit pe 3 în Champions League. Bă, măcar Europa League să o luăm. Ok, hai să vedem ce am făcut în Europa League și... United cu Bayern în finală. Ce se întâmplă aici? Că am un mare brain freeze. Deci... unde suntem noi? Ne-a eliminat Hoffenheim. What? Ne-a eliminat Hoffenheim din Europa League. Hai să vedem cum stă Mutu. 93 OVR. A mai crescut puțin domnul Mutu. 1 OVR. Este unul dintre cei mai buni jucători din lumea asta, este clar. 30 de goluri. Bă, asta îmi place să văd. 30 de goluri pentru Mutu, 4 asisturi.
clar e un sezon mai bun pentru el, dar din punct de vedere al trofeelor, mă rog, din punct de vedere al evoluției în Champions League este mult mai slab. Am luat două campionate până acum, Premier League-ul și La Liga, dar nu prea sunt mulțumit cu ce se întâmplă aici la Barcelona, așa că va trebui neapărat să ne transferăm la o echipă mult mai bună. Cine a luat totuși Champions League-ul? N-am fost atent, cine a luat Champions League-ul? Dacă în Europa League a fost o finală de genul Bayern cu United și a pierdut Bayern-ul, ok? În Champions League a fost PSG cu Atletico Madrid. Foarte ciudat. Oricum, ăsta a fost sezonul, era să ies din cariera, am înțeles. Ăsta a fost sezonul cu numărul 2. Hai să mergem mai departe să vedem la ce echipă urmează să se transfere Adrian Mutu la 25 de ani. Avem aici o ofertă pentru Adrian Mutu. Sunt ultimele zile de transfer. Ultimele zile din perioada de transferuri. Care o să fie echipa lui? Manchester City, băieți. Ne ducem înapoi în Anglia. Știți care e singura problemă? Că nu voiam să merg la City, dar problema e că sunt foarte puține echipe în momentul de față care își permit să-l cumpere pe Mutu, la modul gen să aibă bugetul disponibil. Vedem că are o clauză de reziliere de 871 de milioane, deci ce echipă poate să mai facă așa ceva? O să mergem la City, băieți, este o echipă bună. Sunt curios ce transferuri au mai făcut, dacă sunt dispuși să plătească atâta pe noi și, sincer să fiu, vedeți că mai avem câteva zile și se termina aici totul. Hai să vedem, acceptă și Torres, hai să acceptăm aici frumos și Mutu e bine în Anglia. Semnăm pentru City aici și mergem înapoi în Anglia să vedem ce echipă au cei de la Manchester City, dacă se bat acolo. Țineți minte că în primul sezon au și luat campionatul, nu, au și luat Champions League-ul. Chiar dacă a ieșit pe o poziție mai jos, vedem că este pe primul loc City. Hai să vedem ce echipă au. Sterling a rămas aici, Oyarzabal, ok, De Bruyne, Rodri, Ake, Cancelo, Walker. Bă, dar nu văd transferul, Immobile. Dar de ce l-ați mai luat pe Mutu dacă aveți deja doi atacanți acolo? Băi, ne-am luat seacă, băieți. Oricum nu era echipa. Să nu mă înțelegeți greșit, dar bă, nu au adus nimic nou, adică în afară de Oyarzabal, nimic nou. Și chestia e că va trebui să jucăm cu doi atacanți neapărat, pentru că avem atacanți foarte, foarte buni. O să jucăm așa și nu avem ce să facem. Rodri și cu De Bruyne, Sterling aici pe stânga, Oyarzabal le trece acolo pe dreapta și aici Aguero cu Mutu, cred. Da, Aguero cu Mutu. Și vom vedea ce facem și acest sezon, simulăm până la final și vedem ce facem la City. Bă, cred că o să intre mai bine, mă, Immobile mai tânăr decât. Ba, mamă, 32 deja Immobile. Oricum, PC-ul o să aleagă, noi degeaba punem acum pentru că nu o să facă singur, o să-și facă singur transferul. Mamă, și nu avem fundaș central, dar las, ne descurcăm noi. Am ajuns la finalul sezonului și am câștigat al treilea titlu consecutiv, frate. Hai să vedem dacă Mutu din nou este goalgetter. Nu este goalgetter, este pe locul 8, are 17 goluri, destul de slăbuț. Ok, Adrian Mutu a ajuns la 96 OVR. Doamne ferește, 96 OVR Adrian Mutu. Ce se întâmpla, mă, băieți, dacă bă, nu făcea ce a făcut? Uitați-vă voi ce face nebunul ăsta. Deci 96 OVR, nu-l mai cumpără nimeni pe băiatul ăsta, nu mai are nimeni bani din lume. Deci s-a terminat. Ok, hai să vedem ce a făcut City în Champions League și dacă am câștigat Champions League-ul. A câștigat Milan Champions League-ul, ok. A, Barcelona, aparent, după ce am plecat noi, dintr-o dată se descurcă foarte bine și a ajuns în semifinală cu Liverpool. Și nu suntem în Champions League. Ce? Nici în Europa League. Am câștigat Europa League, măcar atât. Am câștigat Europa League. Nu știu de ce sit în Europa League. Am fost în grupă cu CFR Cluj. Foarte ușoară grupa aia, să vedem de cine am trecut. După aia am trecut de Galatasaray. Nu trebuia să avem probleme de Braga, de Lyon,
de Ajax și am câștigat cu Leverkusen. Bă, super ciudat, frate, că City a câștigat campionatul și Europa League, adică vom vedea dacă mai primim ceva oferte. Sunt curios dacă totuși Mutu s-a impus pentru Naționala României. Vom vedea ce a făcut, dar de fapt n-au avut. De 2023-2024 au Euro 2024 și da. Și singura ofertă pe care o primim este de la Real Madrid. Hai să facem 4 sezoane, băieți. Nu pot să mă opresc la 3. Merge la... Trădăm Barcelona totuși. Dar mergem în Madrid. Deci am fost în felul următor. Am fost în Anglia, după aia în Spania, înapoi în Anglia și după aia în Spania. Pentru că astea sunt echipele care și-l permit pe Adrian Mutu, care în momentul de față este cotat la 285 de milioane de euro. Are un salariu de 460 de mii pe săptămână și 26 de ani. Hai la Madrid. Odată cu Mutu, mergem și noi la Madrid. M-ați întrebat foarte mulți cum fac aceste oferte să mă duc la alte cluburi. Ei bine, căutați Cheat Engine. Este un mod făcut de un tip pe Patreon și practic cu acel mod poți să modifici foarte multe din database. Căutați pur și simplu cum să schimbați managerul și așa mai departe. Este un cheat engine pentru FIFA 21. Căutați fix așa, cheat engine pentru FIFA 21. Uite-l pe Mutu la Madrid. Și hai să vedem ce echipă au cei de la Madrid. Să sperăm că eu măcar au mai făcut ceva transferul. Uite, de pe aici Mutu, Odegaard, și De Bruyne. L-au luat pe De Bruyne. Bă, vezi că e forță echipa asta. Hazard. Vezi că e forță echipa asta. Uite, de pe aici Odegaard pe dreapta. Bă, nici nu știu cum să-i fac, ești nebun? Bă, nu știu cum să-i mai joc. Cum îi mai joc eu pe băieții ăștia? Bă, ești nebun? Uitați-vă ce echipă nebună. Încă e Modric pe aici, Kunde este și el aici, Casemiro. Băi, ce echipă nebună. Trebuie să jucăm așa cu un CDM. Nu știu, habar n-am cum o să joace băieții. O să mă gândesc eu la o variantă mai bună. Ramos este aici cu 80. Kunde, Skriniar, Mendy, Carvajal. Vezi că arată bine echipa asta, sincer zic. Vezi că arată bine, rău de tot. Hai să simulăm până la finalul sezonului. O să schimb eu acum formație pentru că nu e cea mai strălucită. Simulăm până la finalul sezonului și vedem cum ne descurcăm, băieți. Bă, băieți, nu cred așa ceva. Suntem cu Real Madrid în finală. În finala Champions League contra Barcelonei. Barcelona a fost a noastră echipă. Fix în finală. Doamne, ce finală de Champions League. Mutu este acolo cu 7 goluri, îl vedem și pe el. Ce finală de Champions League. Când am văzut am rămas așa, am rămas o secundă. Băi, ești nebun. Mutu a rămas la 96 overe. Nu cred că o să mai crească. Deja are 27 de ani. Dacă nu mă înșel, da, are 27 de ani. Cred că și-a atins potențialul, dar potențialul lui e extraordinar de bine. 28 de goluri sezonul acesta, 6 asisturi, 7.6 media, băieți. Wow. Wow. Deci a făcut un sezon incredibil aici. Și vedem, vom simula această finală, vom încerca să facem cea mai bună echipă aici. Uite că intră Vinicius Junior aici pe stânga. Mamă, ce echipă, bă, băieți. Bă, ce echipă. Wow, Casemiro la 32 de ani încă se ține bine. Kunde crește și el aici. Băi, super echipă, frate. Uitați-vă. Uitați-vă doar ce bancă de rezerve o să avem. Uitați-vă la banca de rezerve, dar uitați-vă mai ales la echipă, băieți. Deci ce echipă avem. Cel mai low rated e Kunde cu 85 și după aia e Carvajal. Wow, deci dacă nu câștigăm finala asta, I'm done, boys. I'm done. Hai să ne uităm dacă a făcut ceva Mutu la campionatul european. Ia să vedem. European. Sper că e România. Nu e România, mă, frate. Nu s-a calificat. Ba da. S-a calificat și România și o să vedem ce face și România după aceea. Bine, avem o grupă cu Grecia, Switzerland și Portugalia. Da, e o grupă așa de mijloc. Să vedem ce o să facă Mutu. Chiar sunt foarte curios. Meciurile se joacă pe 2 iulie. Vedem aici 24 iunie. O să ne uităm și la asta pentru că mă interesează. Dar
mă interesează mai mult acest match. Hai să simulăm quick sim și câștigăm Champions League-ul. Da, mă, n-a marcat Mutu, dar uite că a fost schimbat în minutul 51 și Rodrigo a marcat golul victorios acolo. Mă rog, era deja 1-0, dar GG boys, GG. Am făcut și pastra 4 sezoane pentru Mutu. O grămadă de trofee în campionat. N-am stat atât de bine, dar avem suficiente campionate și îl vedem aici pe Adrian Mutu lângă trofeul Champions League. Da, mă, ăsta este goalul serie, pur și simplu să câștig Champions League-ul și uite că l-am atins. Hai să vedem ce face Mutu cu naționala României, pentru că sunt foarte, foarte curios și revenim după ce se joacă meciurile din grupă. Dar din păcate, băieți, Mutu nu a putut să facă nimic. Chiar dacă avem 5 goluri, care majoritatea sunt marcate de Mutu, n-a fost suficient să ne calificăm mai departe. Elveția și Portugalia se califică mai departe, 6 puncte respectiv 5. Noi doar cu 2 egaluri, am făcut egal cu Portugalia și am făcut egal cu Grecia. Dacă câștigam meciul cu Elveția, ne calificam mai departe, dar din păcate uite că campionatul european n-a fost să fie. Cam atâta este și pentru acest experiment. Am câștigat Premier League-ul, am câștigat La Liga, Europa League și desigur Champions League, cel mai important trofeu pe care un jucătorul poate obține cu echipa de club. Sper că vă place acest tip de episoade. Nu uitați să vă abonați, nu uitați să lăsați acolo un like. Eu am fost Sinner și v-am salutat, băieți. Pa, pa!